Mi-a trimis Adrian un clip, probabil că l-a primit și el de la cineva, cu un nene foarte, foarte inteligent. Nu aș vrea să-l jignesc, dar omul este extrem de frustrat și nu înțelege absolut nimic din ceea ce presupune antreprenoriatul, pentru că nu a fost la viața lui antreprenor și are o viziune... În fine, hai să lăsăm să vorbească, preiau câteva scene și le comentăm. Bun găsit, tovară și prieteni! Eu, Radu Florian de la PCDR, declar război antreprenoriatului. Deci el de la un partid sau care candidează la pentru un anumit post. N-am auzit de el, n-am auzit de partid, nu mă interesează politica, însă omul ăsta, din ce înțeleg eu aici, nu este deloc de acord, nu că nu e de acord, declară război împotriva antreprenoriatului și să aflăm de ce. Declar război oricăror programe de educație antreprenorială și declar că atunci când vom veni la putere vom scoate doar două materii. Doar două materii vom scoate din școli. Religia și educația antreprenorială. Educația antreprenorială înseamnă ducerea copiilor noștri pe o cale greșită. Înseamnă... Deci cum poți să spui așa ceva? Azi la un moment dat pe aici pe undeva, vreau să ascultăm exact acea scenă după care... Vă uitați voi la episod. Religia și educația antreprenorială au în comun faptul că fură sufletul. Că fură sufletul copiilor noștri. Eu nu accept ca tinerii din România să fie transformați, să li se inoculeze dragostea față de monștri. Deci cei care fac bani și sunt antreprenori sunt monștri. Toți, fără excepție, da? Să iubească ce este rău. Să iubească ce este malefic. De asta zic că atunci când vom veni la putere, vom scoate educația antreprenorială în școli și nu vă veți putea opune. Noi nu vrem ca ai noștri tineri să devină exploatatori. Da, eu l-am mai văzut clipul o dată integral, nu o să-l las pe tot. Ideea este că apar oameni frustrați care nu înțeleg, pur și simplu nu înțeleg ce înseamnă antreprenoriatul, care e scopul antreprenoriatului în economie și multe altele. De exemplu, domnul ăsta susține că antreprenoriatul și educația financiară transformă copiii și oamenii în monștri. Și zice în clip că antreprenorii își cumpără elicoptere, iahturi și alte chestii. Sunt extrem de puțini antreprenori care ajung să-și cumpere așa ceva și sunt multe tipuri de antreprenori. Sunt antreprenori care, precum Buffett, care nu au nimic din ceea ce ai spus tu, au doar mașină, n-au nici măcar șofer, are într-adevăr un private jet care are nevoie să ducă în stânga, în dreapta, dar în rest omul ăla, de exemplu, și-a donat o mare parte din avere. Omul ăla este malefic? Zic eu că nu. Sunt malefici și oamenii săraci care nu au educație financiară. Educația financiară, în primul rând, de fapt, antreprenorială, cum spune dânsul, poate în primul rând să te facă pe tine să înțelegi mult mai bine cum funcționează banii, cum circulă banii, cum poți gestiona banii, metode să economisești, metode să investești și să te protejezi tu ca angajat, că zicea de angajat, că angajații se expun la riscuri mai mari decât antreprenorii, că n-am văzut el antreprenori care să se îmbolnăvească sau care au murit din diverse riscuri profesionale. Un antreprenor se supune la mult mai mult stres, trebuie să vină cu idei noi. Sunt antreprenori mici, și când zic mici, care au un angajat doi, sau poate chiar nu au angajați, care la sfârșitul lunii poate că sunt pe zero. S-ar putea să fie mulți antreprenori care au afacere mică și afacerile mici, conduse de mici antreprenori, sunt motorul economiei, atât în România cât și în Europa, cât și la nivel internațional. Faptul că te învață în școală, sau că ar trebui să te înveți în școală, că nu te învață în școală, nu știu ce visează asta că te învață în școală, îți dă trei definiții, aia nu e educația antreprenorială, că te învață cum să gestionezi o mică afacere sau cum să crești, cum să evoluezi, e un lucru extraordinar de bun. Noi, oricum, în secolul 21, încă avem oameni care nu știu să citească, nu știu să scrie. Sunt analfabeți. Ce să explici lui ăla despre educația antreprenorială, investiții și așa mai departe? Nu toți care o să învețe despre educație financiară, despre educație antreprenorială, o să și ajungă să aibă succes, așa cum spune și dânsul. Dar e bine să fie conștient, e bine că poate să aleagă. Antreprenoriatul implică risc
așa cum dânsul nu vede risc, stres, muncă, creativitate, management, skill-uri, lucru pe care nu oricine este dispus să le învețe. Și atunci, mulți oricum nu vor alege să fie antreprenori pentru că este destul de dificil și necesită multe sacrificii. De multe ori, antreprenorii ăia malefici, cum zice dânsul, majoritatea sunt singuri sau au o viață personală precară. Așa că școala trebuie să te învețe cum să le balancezi, cum să le echilibrezi. Să fii un antreprenor bun, să fii un om bun, să donezi, să ajuți, să creezi locuri de muncă, să fii un om bun, adică toate astea trebuie să fie într-un echilibru. Sunt și antreprenori care au afaceri mici, au angajați, îi plătesc bine, plătesc taxele, din taxele alea e plătit maimuțoiul ăsta care vorbește că dacă candidează la nu știu ce partide, stă pe banii statului, care banii statului vin de la taxe și impozite plătite de antreprenori, boss, da? Ca să nu mai vorbesc de faptul că te filmezi cu telefonul, dai upload pe internet folosind un laptop, folosind curent. Curentul electric e livrat printr-o companie, fie ea sau nu gestionată de stat. Internetul e furnizat de o companie privată, cum e Digi, cum e Orange, cum e Vodafone, cum e UPC, cum e, eu știu ce firme mai sunt. Telefonul care te-ai filmat tu, cu iPhone, cu Samsung, cu ce vrei tu, este vândut tot de o companie, da? Mare, condusă de antreprenori, de un antreprenor inițial, practic, care, mă rog, s-a dezvoltat să mai mulți oameni la conducere, e o corporație deja, și multe alte companii pe care și tu le folosești în fiecare zi. De ce să nu înveți despre asta? Tocmai asta e problema. Tocmai de asta suntem o țară înapoiată, pentru că noi primim bani, da? Primești 1000 de euro și mâine te împrumuți să-ți iei mașină de 15.000. N-ai vrea să te învețe cineva să-ți explice că nu e bine ceea ce faci, că ar trebui să nu te arzi în figuri, să nu faci pe masculul alfa, să nu impresionezi, să-ți gestionezi banii mai chipzuit, să investești cu cap. Toate lucrurile astea trebuie învățate. Dar ce să înțeleagă dânsul? Dânsul n-a înțeles decât faptul că antreprenorul are iaht, elicopter și ce are? Supercar și e cool și să nu cumva să învețe copiii despre așa ceva. Deci, din păcate, așa văd majoritatea antreprenorii. Un om malefic care face bani, ne exploatează, fură statul, fac diverse măgării ilegale și își cumpără iahturi, Lamborghini-uri și elicoptere. Bă, cum poți, mă, să... Cum te suporți? Adică vrei să mai și conduci nu știu ce partid? Păi, apropo, ce ziceam de clasa politică, că este mediocră. Ăsta nu e mediocru. Ăsta sfidează cuvântul mediocru. Pentru că mediocru este prea mult pentru el. Mai are și alte clipuri, că în alte clipuri am discutat noi. Are niște clipuri de îți îngheață capul, îți îngheață mintea. Și dacă vreți să vă distrați, uitați-vă la comentarii. Sunt de acord cu educația antreprenorială, dar nu cu religia. Îți dai seama. Și tot felul de comentarii. Mai sunt unii care... Da, bravo, așa e. Bă, îți îngheață capul, bă, băiatule. Eu am rămas șocat, efectiv, când am văzut clipul ăsta. Am zis, bă, nu e posibil, mă, nu e posibil. Capitalismul este modul nostru de a supraviețui. Suntem o specie de mamifere care a evoluat. Suntem o specie care... Vrem să fim alfa, vrem să construim, vrem să dominăm. Nu ne place egalitatea. S-a încercat să fim prin comunism egali. Nu merge. S-au încercat toate formele de a organiza, nu știu, s-au încercat toate formele posibile de a conduce un stat prin egalitate, prin diverse mijloace. Nu merge. Luptăm pentru supraviețuire și sistemul economic, sistemul financiar este modul prin care noi ne câștigăm existența. Ceea ce nu înțelegi tu, bănene, este faptul că și eu și tu și oricare dintre noi astăzi are acces la informații. Vrei să înveți, vrei să fii antreprenor, vrei să fii un om bun, vrei să studiezi, vrei să construiești, te documentezi, îți spargi capul 12 ore pe zi, construiești ceva și poți deveni antreprenor, dacă chiar îți dorești. Asta poate să facă oricine. Înainte, nu putea oricine să facă asta. Era doar un privilegiu pentru cei de elită. Astăzi este mult mai accesibil acest aspect la mult mai mulți oameni.
chiar gratuit, intri pe telefon, accesa internet, te apuci și studiezi. Acum 100 de ani nu exista așa ceva. Este foarte important să înveți despre partea financiară, nu neapărat să devii antreprenor, măcar să te protejezi tu ca angajat. Și sunt de acord cu un singur lucru. Nu toți pot fi antreprenori, pentru că n-ai cum, trebuie să fie și cineva care muncește, care nu-și dorește să fie antreprenor, dar hai să presupunem că n-ar mai exista de mâine niciun antreprenor, așa cum își dorește nenea asta, să nu fie antreprenori, să nu fie... Bă, nu putem să lucrăm toți la stat, că n-avem unde, odată, așa ca tine, că tu lucrezi la stat, da? Doi, nu toți oamenii au capacitatea de a crea o afacere, nu au skill, nu pot, nu știu, nu vor, le e frică, le e greu și trebuie să trăiască și oamenii aia, cumva. Cum se duc să lucreze pentru un antreprenor? Deci antreprenorul creează locuri de muncă pentru oamenii care nu pot sau nu vor să fie antreprenori. Le dai niște task-uri, ei lucrează, își fac treaba și merg acasă. Nu se mai stresează. Când merg acasă, pot să plece cu bicicleta, se pot duce oriunde, pot citi, pot să facă ce vor ei în timpul lor liber. E treaba lor. Antreprenorul muncește mult mai mult decât un angajat. De cele mai multe ori. Poate nu pe tot parcursul carierei lui, dar în anii de început îți garantez că un antreprenor lucrează de două, chiar trei ori mai mult decât un angajat. Și se și stresează și își riscă și sănătatea și multe altele. Mulți împrumută bani, vine criza, le ia banca tot, angajatul doar își schimbă locul de muncă. Și angajatul e supus la riscuri, dacă s-a împrumutat prea mult și are probleme financiare, e supus la aceleași riscuri. Dar e o diferență. Educația financiară nu se predă în școli pentru că nu se dorește crearea de prea mulți oameni care să fie antreprenori, pentru că ar fi o concurență prea mare între antreprenori. Și ar strica niște jocuri, ar strica niște cifre la ăia care sunt deja mari existenți. Cam de asta nu se vrea. Dar e un lucru bun dacă se face educație antreprenorială sau educație financiară așa cum ar trebui. Să-ți dea definiție la aia. Nu știu ce se predă acum în școală educația antreprenorială, de oricum e o porcărie. Cred că mi-aduc aminte că am făcut și eu ceva, nu știu dacă o să mai fie actualizat, dar ar trebui să se pună accent pe educație financiară, nu să se scoată. Orice politician care vrea să scoată educația financiară, dacă ajunge la putere, my friend, du-te acasă. Astea sunt gândiri comuniste, astea sunt frustrări. Adică numai un om care nu înțelege nu a fost și nu va fi niciodată antreprenor, poate să vină cu o astfel de mentalitate. Și partea proastă este că și-o expune și intoxică și pe alții care, aha, deci nu e bine să fii antreprenor. E malefic. Bă, sunt mulți antreprenori, repet, sunt oameni ca lumea. Să fii om ca lumea, poți să fii și antreprenor și angajat și sărac și bogat și cum vrei tu. Să fii malefic, nu trebuie să fii neapărat bogat. Poți să, cum să zic, n-are nicio legătură. Mai rei sunt săracii care n-au bani, nu știu să facă bani și să apucă să dea în cap la alții că au și nevoie de bani. Nu mai bine investu pe aia cum să muncească, cum să economisească, cum să investească ca să fie ok pentru toată lumea. Deci am rămas mască când am văzut acest clip. E trist că un om ca ăsta nu înțelege ecosistemul. Trebuie să înțelege ecosistemul cum funcționează. Nu pot să fie toți antreprenori, dar nu pot să fie toți angajați. Trebuie să fie un echilibru. În România oricum avem cred că cel mai mic număr de antreprenori pe 1000 de locuitori. Țările dezvoltate au mai mulți antreprenori, mai mulți self-employed, cei care lucrează pentru ei. Țările care au o educație financiară mai bună sunt mai prospere, băi băiatule. Da? O țară care are zero educație financiară, atât antreprenorii cât și oamenii de rând, sunt o țară săracă. Vrei o țară săracă? Da, elimină educație financiară, bagă cât mai multe tâmpenii de materie care nu te ajută cu nimic și o să ai o țară mai praf. Dacă vrei să evoluezi, trebuie să te educi. Nu doar pe partea financiară, pe toate planurile și să le echilibrezi. Dacă ai un echilibru, poți evolua, poți crea și îți alegi. Vreau să fiu un angajat bun la o companie bună, vreau să creez locuri de muncă pentru acest domeniu și tot așa. Este nevoie de antreprenori, este nevoie de angajați. Tu ești cel care alege dacă vrei să fii angajat sau antreprenor. Să fii antreprenor este mai greu și implică mai multe sacrificii, mai mult timp și mai multă muncă.
dar este nevoie de ambele tabere. Voi ce părere aveți de nenea ăsta? M-a distrat teribil și întristat în același timp. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.